Bine ați revenit la întrebări. Să mai auzim o dată întrebarea de data trecută. Un cub, așa cum vedeți în desen, cu latura de 10 cm. Trebuie să unim cu o sârmă metalică două vârfuri opuse ale cubului, să zicem vârful A cu vârful G, în așa fel încât sârma să fie peste tot lipită de suprafața cubului în exteriorul acestuia. Problema este aceea că sârma trebuie să fie cât mai scurtă, să aibă cea mai mică lungime cu putință. Prima întrebare este, pe unde trebuie să treacă sârma? A doua întrebare, câte sârme care au lungimea minimă se pot duce de la vârful A la vârful G? Și a treia întrebare, cât este lungimea minimă a sârmei de pe suprafața cubului care unește vârfurile opuse? Aici vedeți un cub cu fețele vizibile colorate în culori diferite ca să le putem identifica în discuția care urmează. V-am spus în clipul anterior că răspunsul poate fi ușor găsit prin ceea ce se numește gândire laterală, adică dacă încercați să vedeți problema altfel decât v-a fost prezentată. Ceea ce trebuie ca să identificăm ușor răspunsul este să desfășurăm fețele cubului pe o suprafață plană. Aici vedeți același cub cu fețele desfășurate pe un plan. Acum e foarte simplu să vedem pe unde trebuie să treacă sârma pentru a avea cea mai mică lungime cu putință. Ea trebuie să fie pe segmentul care unește punctele A și G. Acest segment poate să treacă, după cum vedeți acum, pe desfășurarea noastră a cubului, fie pe fața albastră și cea verde, fie pe fața albastră și cea maro. Dar veți vedea imediat că poate să treacă și pe alte fețe. Din desen se vede imediat răspunsul la prima întrebare. Sârma trebuie să treacă prin mijlocul laturii care desparte fața albastră de fața prin care trecem spre vârful G. Acum să ne gândim la a doua întrebare, și anume câte sârme de lungime minimă pot fi duse de la vârful A la vârful G. Priviți acest desen. Cele două poziții despre care am discutat până acum, pe care le-ar putea avea sârma, sunt desenate cu roșu. Ele au în comun faptul că trec întâi peste fața albastră și apoi pe alte fețe. Dar în punctul A se întâlnesc trei fețe. Fața albastră, adică cea dinspre noi, fața din stânga, A, B, F, E, și fața de jos, A, B, C, D. Pe fiecare se pot duce două sârme care să ajungă apoi în vârful G, trecând peste alte fețe. Sârmele care trec peste fața din stânga întâi sunt desenate cu negru, iar cele care trec peste fața de jos întâi sunt desenate cu alb. Deci răspunsul la a doua întrebare este că se pot duce 6 sârme de lungime minimă între oricare două vârfuri opuse ale cubului. Și acum a treia întrebare, și anume, cât este această lungime minimă? Ca să putem găsi răspunsul, avem nevoie de o teoremă care este cunoscută probabil de mai bine de 3000 de ani, deoarece, deși cel care i-a dat numele a fost Pitagora, se pare că, sub diferite forme, teorema era cunoscută încă de pe vremea vechiului Babilon. Teorema lui Pitagora spune că pătratul lungimii ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este egal cu suma pătratelor lungimilor catetelor triunghiului respectiv. Deci, ca să putem folosi teorema lui Pitagora, avem nevoie de un triunghi dreptunghic. În acest desen, segmentul roșu reprezintă sârma care ne interesează. Ipotenuza triunghiului dreptunghic ADM, care este AM, are lungimea, se vede foarte bine pe desen, jumătate din lungimea sârmei, din lungimea pe care o căutăm, care este lungimea segmentului AG. Cateta AD are lungimea egală cu latura cubului, iar cateta DM are
după cum știm acum, lungimea jumătate din lungimea laturii cubului. Putem acum, conform teoremei lui Pitagora, să scriem ceea ce vedeți sus. AM la pătrat este egal cu L pătrat plus L pe 2 la pătrat. Adică, puteți urmări mai jos, AM pătrat, dacă facem calculele, găsim că este 5L pătrat pe 4, ceea ce înseamnă că AM este radical din 5 ori L, totul supra 2. Dar nu trebuie uitat că AM este doar jumătate din lungimea pe care o căutăm, așa că lungimea AG, lungimea sârmei, este de două ori atât, adică este radical din 5 înmulțit cu L. Pentru că radical din 5 este aproximativ 2,24, iar latura cubului, am spus în clipul anterior, este cu lungimea de 10 cm, înseamnă că lungimea minimă a sârmei, care poate uni două vârfuri opuse ale acestui cub cu latura de 10 cm, este 10 cm înmulțit cu 2,24, adică 22,4 cm. Dacă vă deranjează faptul că este o lungime aproximativă, atunci trebuie să știți că, pe de o parte, nu cunoaștem nimic cu precizie absolută, pe de altă parte, putem lua mai multe zecimale ca să mărim precizia. De pildă, aici vedeți 30 de zecimale pentru radical din 5. Poate că acum sunteți mulțumiți. Dacă nu, puteți calcula și mai multe zecimale câte doriți, pentru că radical din 5 este un număr irațional. Am primit două răspunsuri corecte, unul ca de obicei de la Dumitru Antonie, care printr-un e-mail a făcut și o analiză matematică corectă și completă a problemei, și unul de la Daniela Carmen Băluță. Le mulțumesc încă o dată pentru colaborare și pentru răspunsuri. Să trecem acum la întrebarea de azi. După cum arată titlul clipului, întrebarea de azi este despre un frigider. Mai precis, despre un alt mod, corect sau greșit, asta vom vedea, de a folosi un frigider. Să presupunem că într-o zi călduroasă de vară, cineva își amintește că are un frigider mare pe care nu îl folosește și vine ideea să-l folosească, dar nu pentru a ține la rece alimente, ci pentru a răci aerul din camera în care lucrează. Așa că îl aduce în cameră și îl pornește, lăsând ușa frigiderului deschisă. Întrebarea este, ce se va întâmpla cu temperatura din cameră datorită acestui mod de a folosi frigiderul? Sunt trei posibilități. Va scădea, va rămâne aceeași sau va crește? Ce credeți? Sper că la această întrebare veți încerca mai mult să răspundeți. La revedere!